să luați aminte din aceste greșeli pe care le-am făcut noi și să nu le faceți? Nu cred că de la Cărlige a fost. Păi tu nu greșești niciodată. Nu, nu. Asta e o prostie, e o prostie foarte mare. Mie sparge un pic mintea chestiunea asta. Se pare că ai făcut totul bine aia. Păi nu, am greșit că s-a rupt când am aruncat. Și da, am greșit acolo. Am plătit foarte mult pe... Bună ziua și bine v-am găsit la noul vlog full time in tu, eu și cu frate Miu. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Facem acest clip în urma succesului răsunător, după cum a spus Cristina, la seria de pescuit de pe brațul Tătaru. Evident că trebuia să venim și cu păreri. Eu și Liviuță, pe tata l-am scutit de aceste păreri că nu e disponibil și vrem să vă povestim ce credem noi că am făcut bine și ce credem că am făcut rău, unde putem să îmbunătățim și ce planuri avem pe viitor pe partea de pescuit. Eu m-am pregătit cât de cât, Liviuța a zis că se va pregăti, dar n-a pregătit absolut nimic. Dar îi voi spune eu niște chestii notate de mine aici și după aia vedem, discutăm pe ele. O primă greșeală în... Mi-e place să fac off the dome, dacă tot ne întrerupem. Zi, hai, intră, te rog. În primul rând vă salut, dragii internauți. Eu sunt Liviuță, cel care, să spunem așa, a sponsorizat tot acest mega turneu, mega serie, mega serie, într-adevăr, ca pe Netflix. Să trecem la concluzii. Te rog, frate. O concluzie, de fapt o greșeală pe care am notat-o eu aici, este că am greșit... că am rămas în locul de pescuit pe care l-am ales noi atunci. Nu știu dacă ești de aceeași părere. Nu sunt de aceeași părere. Nu ești de aceeași părere? Nu sunt de aceeași părere. Zi-mi argumentul tău ca să pot să vin și eu după. E clar că n-a fost un loc nașpa pentru că am văzut și erau semne că acolo s-a prins pește. Și au fost semne mari. Da, crab și pește în general. Pește în general am prins și noi. Da. Din punctul meu de vedere, locul nu are nicio vină. La unul din clipuri ai primit un comentariu în care ți-a spus că mă, până la urmă, unde e apa mică, e și peștele mic. Într-adevăr, da. Nu ne așteptam la un crab de 15 kg, dar putea să vină oricând un ciortanel de 1 kg, 2, știi? Probabil, așa cum ți-am mai spus încă cineva în comentarii, greșeala supremă a fost faptul că am nădit fix în locul în care am pescuit. Asta din lipsă de experiență, că, fraților, n-am pescuit atât pe râul sau pe ape curgătoare. Putem să spunem că asta a fost și cea mai mare ieșire, cea mai lungă ieșire. Da, fără doar și poate, da. În rest ne rezumam la 12, maxim 24 exact, de ore. Exact. Deci greșeala supremă a fost faptul că am nădit în același loc unde am pescuit, pe o apă curgătoare, și e clar că i-am ajutat pe cei din aval. În aval, da. Da. Trebuia să mergem cu, cum am spus și tipul acela de pe YouTube, 20-30 de metri în amonte, dar oricum mie sparge un pic mintea chestiunea asta. Cum să mă duc să nădesc 30 de metri mai încolo cu speranța că îmi va veni la mine? Da. Bă. Eu nu sunt de acord. Ți-am zis, consider în continuare că a fost un loc slab de pescuit, prost pentru crab, pentru că nu avea unde să oprească nada și dacă o dădeam la 30 de metri la munte. Iar dacă am fi găsit locul pe care l-am găsit în a treia zi sau a patra zi unde am mers noi, da, și l-am fi nădit corespunzător de la început și l-am fi pescuit acolo, eu am sunt convins că am fi avut totuși doar un... Doar că era un pic cam departe. Locul. Cam 100 de metri. Până da, la dar nu aveai cum să... Da, trebuia să te muți cu totul, să-ți faci o mini tabără și acolo. Da, trebuia ca cineva să rămână la tabără și unul de noi să stea să pescuiască toată ziua acolo. Asta pentru că acolo, după ce am sondat de 3-4 ori, am văzut pește mare. Pește mare și era și agățătură, era copacul ăla scufundat în apă. Dar, iarăși, l-am pescuit în a treia zi cu o găleată de nadă aruncată acolo și stat o oră. Nici măcar o găleată n-a fost. O jumătate de găleată de nadă aruncată spre... Stat o oră că, na. Ne mai frumos la tabără. Nu era mai frumos la tabără, că acolo aveam mai umbră. Mai confort. Da. Aveam radio-ul. Radio, puteai să bei ceva și ai zis, bă, nu trage, nu e pește. Și am plecat. Da. Da, iar același lucru cu nădirea era următoarea chestie notată aici, greșeala în nădire. Oare dacă dădeam cu saci solubili, rămâneau mai mult timp în zonă sau imediat cum se... Săculețul păi solubil. Păi pleca, da, pleca... Când se dizolva săculețul, pleca și ăla. Da. Se lavi.
Sau, știi, nădirea aia cu mâl, cu noroi? Da, să faci bulgări de noroi cu tot cu porumb și chestia. Ar fi fost o idee, chestiunea aia? Nu știu să zic. Nu știu cât ar putea să reziste. Dar cred totuși că dacă am fi nădit în 30-40 de metri, ar fi fost ceva, dacă era acolo pește. Că și asta era o treabă, pentru că am avut informații că nu a fost absolut deloc crap. Canalul este creat artificial, se vedea clar că e albie. Pește a venit, că dacă stăteai să pescuiești după cara și după plătică, prindeai cara și plătică. Când ne referim la pește, eu mă refer la crapă, nu mă refer la pește, la cara și la plătică. Era frumos să prindem cara și plătică la fel de mari cum a prins tata plătica aia. Da, clar. Să zici da, să scoți cara, exact cum spuneai tu, să-l simți când vine. Da. Da, destul de anemic, într-adevăr, foarte anemic. Adică și carasul de 300-400 de grame, slab, foarte slab. Foarte spălat. Foarte spălat. Era foarte alb, foarte curat, foarte ca de crescătorie. Nu părea fi caras sălbatic, da. Dacă rămânem tot pe partea de pescuit, vreau să zic eu, am luat la noi foarte puține cârlige mici. Nu, e adevărat. Uite, din nou, prindeam la cârligele mici, cărășeii, plăticile și așa mai departe. Dar nu cred că de la cârlige a fost. Am consumat doar cârligele mici, am prins niciodată pe cârlig un pic mai mare decât ăla. Pentru că n-am pescuit cum trebuie pe cârlig mai mare. Ce înseamnă să pescuiești cum trebuie? Gândește-te că dacă pescuiam pe cârlig mai mare, cum ai pescuit tu, cum mi-ai arătat tu să pescuiești. Păi eu am pescuit în prima zi așa și nu s-a agățat, îmi tărgea, dar nu puteam să-l agăț. Peștele era prost și mic. Peștele. Era mic. Prost peștele, pentru că ți aduce aminte când am fost acum 3 ani? Da. Am dat la cârlige mari. Da, erau cârlige sănătoase. Și se agăța de toate. Da. Singura, și erau cârlige white gape. Singurul cârlig mare care mi-a agățat pește a fost la lansetele de crab. La lansete, da. Și erau crancurile, dar erau carași mult mai mari. În schimb, carașilor la feeder, am dat cu alea mari și am schimbat. Da, am avut un pliculeț de cârlige mici. Vedem noi marți. Haideți că am spart ghinionul. Și asta este vina mea în totalitate, pentru că eu am pus în bagaj acest accesoriu. Am zis că ne ajunge un spomb la noi, pentru că aveam două. Unul de la spomb care este calitativ și un altul de buget luat de la un magazin de pescuit. Și am zis dacă tot mergem acolo să luăm pe acela sănătos și bun și celălalt nu mai luăm pentru că ne ocupă foarte mult spațiu în bagajul nostru extins. Așa am spus eu, să nu mai apăla că nu avem ce să facem. Îți zic părerea mea. Ocupă foarte mult spațiu. Bă, eram în perioada în care spuneam că trebuie să reducem bagajul. Da. Și l-am lăsat acasă. Și s-a dovedit a fi un lucru prost că l-am lăsat acasă. Greșeală. Pentru că în... Dar oricum, revenim la aceeași discuție. Dacă dădeam cu spombul și dădeam în același loc... Știu, dar dacă iar era ok, pentru... dacă găseam un loc dacă cu dacă și cu dacă nu. Da, dar nu e o greșeală că nu l-am luat? Mm. Greșeală, păi tu nu greșești niciodată. Ba da, se pare că ai făcut totul bine. Am greșit că s-a rupt când am aruncat. Aia e clar greșeala mea. Păi de ce? Dar nu poți să spui că e o greșeală că n-ai mai luat al doilea spom, din moment ce oricum am greșit prin nădire. Ideea de a nădi local era o greșeală. Am căzut amândoi de acord la chestiunea asta. Cam nădit acolo. Concluzii. Cam nădit acolo. Cam nădit acolo, da. Că putem să nădim. Putem să nădim acolo, în stânga. Și da, dacă ne-ai fi hotărât în a doua zi să faci treaba asta, n-aveai cu ce. Adevărat, da. Așa. Și în prima zi s-a rupt spombul tot pe o greșeală din partea noastră. Da, o greșeală de manevră. Nu, o greșeală că l-am că l-am prins pe monofilament. S-a frecat monofilamentul de acel vârtej și s-a rupt. Fix când tu nădeai singur. Da, din păcate. Și ai zis, aolo, s-a rupt spombul. Așa ai zis. Așa că Nebiuță a zis că dacă tot l-a rupt ăla, ăla care era un spomb mini, cred, sau mediu, l-a luat pe acesta large, pe parte de tabără și bagaj. În momentul în care am plecat la cumpărături pentru a ne face bagajul pentru stocul pentru Delta. Eu eram cel care îi spuneam lui Liviuță că sunt prea multe lucruri, în supermarket mă refer, pe partea de mâncare. Când i-am zis să nu mai ia atât de multă mâncare pentru că nu avem ce să facem cu ea. Iar el a zis... Nu să trăiți, că avem 6 zile și o să murim de foame. Și ce trebuie lucru să pe care l-am omis în
în această acțiune a mea a fost faptul că în momentul în care pescuiești, uiți de foame, nu ți-e foame și mănânci foarte puțin pentru că gândul-ți e la pescuit și la cum să scoți marea captură din râu, lac și așa mai departe. Și da, am greșit acolo. Am plătit foarte mult pe, hai să spunem așa, conservăraie, tot felul de prostii de genul ăsta. Puteam să mai fac o reducere de costuri, când eu de fapt am făcut o risipă de costuri, asta e. Am înțeles, am greșit, nu se mai repetă. Nu e o idee foarte bună, cel puțin dacă mergi cu gândul de a pescui, să te gândești că poți să faci și un grătar, că poți să faci și ceva mâncare, să-ți gătești, sau una sau alta. Nu, 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 nu. Cea mai mare prostie. Maximum ce poți să faci e să-ți prăjești niște pește și ăla îți ia ceva timp, că trebuie să-l curi, să-l pregătești, să-l prăjești, să iada, iada. Dar ce aveam eu în cap, că să-mi fac o mâncare de cartofi cu ceapă, cu chestii, sau mătări, cu sos, mamă, bucăți de carne și alte tâmpenii. Nu, asta e o prostie, e o prostie foarte mare, nu se va mai repeta. Lipsa de experiență în ieșirile de genul ăsta. E o greșeală, dar din greșeli înveți și din punctul meu de vedere am reținut lucrul ăsta. Dacă am fi stat pe 3 conserve de gulaș și noodle și de la Rolton, eram zei. Mai mult de o masă pe zi deja mi se părea prea mult. Depinde și cât mai stăteam, că ai văzut seara, dacă mai stăteam mai... Și poți să ții o grămadă de chestii de-astea așa de frunzărit. Puteai să ții niște covrigei, niște prostii de genul. Tot la nivel de tabără ne-am luat foarte multe lucruri. Foarte multe haine, foarte multe... Da, dar am avut și norocul să fie o perioadă călduroasă. Da, într-adevăr. Că altfel, călduroasă, dacă prindeam o perioadă ca asta de acum, Da, dar stăteai tot cu alea. Nu știu dacă ai observat că am stat cu aceleași haine. Eu am observat, dar îți spuneam că ai luat un hanorac în plus sau un polar în plus, îl puneai pe tine că ți-era frig. Da, de acord, dar nu a fost doar un hanorac și un polar în plus. Noi, a fost să ne schimbă... încă 3 perechi de pantaloni, încă zi, 3 bluzoane, încă 2 hanorace, încă o geacă, încă... Din nou, prea mult. Cred că am mai greșit o singură chestiune. Faptul că acel cort exterior n-a avut 4 pereți. Da, și eu m-am gândit asta. Asta pentru că eu m-am gândit doar 4 pereți pentru gâzelor. Da, pentru tot ce am atras noi acolo cu lumina. În schimb, extraordinar de bune lămpile, extraordinar de bune investiția în acel panou solar, care mă gândeam că o să fie, zic, bă, o să fie o prostie, când colo e. Încărcă extraordinar. Băi, genial. Ai vreo 3-4 dalea, nu-ți faci griji. Da. Ai o zonă în care ești expus la soare pe toată durata zilei, fără umbre, fără zone care se duce după copac sau alte prostii de genul ăsta. Ai. O să devii prosumator în delta. Da. Eu cred, uite cum te mai gândești tu, eu cred că ai putea să-ți faci de mâncare, că asta trebuie să intervin acolo, și să te aranjezi la tabără dacă ziua de pescuit este mai lungă, adică dacă pescuim dacă nu se începe la 5, se întunecă la 10. Da, evident. Că noi începeam pescuitul să fim rezonabil la 7, am avut zile în care am început mai târziu, și deja la 6, jumate deja trebuia să le scoți, trebuia să te pregătești de pescuit de noapte, cu lanterna pe roșu ca să nu îți vină gâzele. Dacă era o zonă bună de crap, era frumos de pescuit noaptea, că le puneam pe vechizori. Da, că le lăsai și așteptai, da. Dar așa, la feeder, la vârf, cu lanterna, lanterna la fel. Din punctul meu de vedere, uite o altă greșeală, lanternele au fost destul de slabe la acumulatorul ăla din spate, ținut foarte puțin, nu puteai stai o noapte. Dacă aveai o noapte plină, nu aveai ce să faci cu ele. Toate că le încărcam ziua full. Nu, greșeala mai e, ți-am zis, dacă vrei să-ți gătești, trebuie să ai om special pentru gătit. Cineva să vină să stea să se ocupe de chestiunile astea, pentru că e foarte frustrant. Cel puțin pentru mine. Eu sunt în așa fel structurat încât nu suport ideea că trebuie să mă opresc din activitatea pe care o iubesc, să ce? Să fac niște lucruri administrative, cum ar fi să spăl castronul. Nu... Dar uite, eu am făcut asta. Și n-am avut o problemă. Eu nu sunt tipul. Sunt ok la făcut monturi,
pe malul acolo. Da, să le am toate făcute de acasă. Da, vrei să le fac. Am venit la pescuit, pescuiesc. Punct. Cea mai mare greșeală asta e, să nu pescuiești. Păi trebuie să înveți de la taică-tu că el face asta. Păi da. El nici nu s-a descărcat bine mașina, că e cu bețele în apă. Ce stat? Asta este doar greșeala mea și părerea mea. Liviu ți-a zis că el nu este de acord cu ea. Am luat prea puțină pâine. Asta este părerea mea. Eu am rămas în ultimele două seri, dacă nu mă înșel, fără pâine, unde eu mi-aș fi dorit să am să mai fac un sandwich sau să mănânc cu una din conservele luate de Liviuță și nu am avut. Deci data viitoare când vom merge mai multă pâine, pentru că am văzut că... Da, dacă și rezistă pâinea aia, da, într-adevăr, poți să iei mai multă pâine, dar... Am luat prea multe legume la noi pe care nu le-am folosit. Da. Cartofi n-am folosit deloc, morcov n-am folosit deloc. Roșii n-am... Ba da, o roșie am folosit. O roșie am mâncat, da. Am folosit usturoiul, ce-i drept. Ceea ce... Pentru că usturoi. Usturoi. O ceapă. Am luat prea puțin mălai la noi. Pentru prea puțin mălai, da. Pentru că zis că e bună la și ne ajunge. Prea puțin mălai. Păi aproape că ne-a ajuns. Dacă vrei să prăjești peștele în mălai, n-am băi cum să mai faci mămăligă și aia. Eu nici nu m-am gândit la pește în mălai. Așa, bun. Da, acestea sunt greșelile pe care noi am făcut. Acestea sunt concluziile la greșelile pe care le-am făcut. Că greșelile le-am făcut și le-ați văzut deja în serie. Acestea sunt concluziile la greșelile pe care noi le-am făcut și le-am notat de ieri pe azi, cum s-ar spune, că nu ne-am pregătit foarte mult, dar... Nu cred că ne-a scăpat ceva foarte flagrant. Încercăm să nu le mai repetăm la următoarea ieșire. Următoarea ieșire mai de durată, că vom avea o ieșire de 12 ore în curând. În curând. În 2-3 zile vreau eu să zic, dar așa curând. Este în curând și voi face și de acolo un videoclip și sper totuși să mă revanșez și să sparg blestemul care s-a abătut asupra familiei noastre. Da. Haideți că am spart ghinionul. Eu de 2 ani de zile tot spun că am un... De 2 ani? Da, da, da. Am un goal de a prinde un crab de minim 5 kg. 5 kg. Da. Și nu am reușit și e mai mare rușinea că ce se va întâmpla dacă voi scoate tot eu un crab mai mare ca tine? Nu știu, mă voi gândi și îți voi da o partidă gratis undeva, o voi ține eu. Dacă e așa. Corect? Dar ce-i place. Să nu uitați că eu am o partidă gratis anul viitor. Nu o partidă gratis, vei avea o ieșire gratis. O ieșire, păi da, 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 da. Acum avem un pariu pe masă și vedem dacă la partida asta, că iau și cântarul la noi, dacă la partida asta tu vei câștiga o partidă gratis. Eu dacă îl scot, îmi îndeplinesc obiectivul, deci trebuie să-mi setez un obiectiv de minim 10 kg. Ce se întâmplă dacă voi scoate sturionul? Nimic, că nu-mi place mie peștele ăla. Păi nu, că îi dau drumul la loc, dar... Păi știu, dar nu mă trage. 500 de lei la marele pescar. Îți dă? Păi dar... 500 de lei? 500 de lei. A, păi e bine. Dacă tu vei scoate sturionul... Da. Pariu ți-l dă marele pescar. Da. Da? Da. Așa. Acum trebuie să ne interesăm la ce trebuie să dai ca să scoți sturionul. Și presupun că nu e doar unul, cred că e doar unul... Nu, sunt mai mulți sturion, dar am văzut că a tot fost scos în ultima perioadă sturionul. Păi în ritmul ăsta dă falime marele pescar. Păi la asta mă gândesc și eu. Vom merge pe lacul Nucetu, unde, dacă vă uitați pe canal, eu chiar am prins crap acolo. Este singurul loc unde... Bine, și la Tâncăbești 2 am scos un crap, nu ai ce să spui. Da, da, da. Dar este singurul loc unde am avut vreo 6 trăsături de crap și am scos vreo 6 crap în ziua aia. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Sper că dacă voi o să faceți o ieșire în delta sau pe alt râu, să luați aminte din aceste greșeli pe care le-am făcut noi și să nu le faceți. Și ne vedem cu următorul clip de pescuit. Haideți că am spart ghinionul.